Până începe din plin primăvara și mai ales până vine bugetul, administrația Comunei Crețești este, cum se spune în termeni militari, cu arma la picior, adică în așteptare. Dar acest stand-by este unul creativ, mai ales că dacă în teren nu se poate face deocamdată nimic, în domeniul pregătirii campaniei de execuție a noilor investiții, în schimb, se lucrează din plin. Viorel Savin, primarul Comunei Crețești, spune că abia așteaptă sosirea primăverii pentru a începe asfaltarea celor peste 4 km de drum comunal, dar și pentru a pune în funcțiune aducțiunea de apă potabilă din satele Crețești de jos și de sus. Dar, cum mai sunt și alte preocupări ale edilului numărul 1 al comunei, vă propunem să urmărim un interviu realizat cu Viorel Savin, primarul Comunei Crețești. Domnule primar al Comunei Crețești, Viorel Savin, care sunt prioritățile activității din comuna pe care dumneavoastră o administrați în această perioadă? Prioritățile sunt alea care le-am mai spus la dumneavoastră. Deci vreau în mod deosebit să finalizez în acest an alimentarea cu apă, deci care este un proiect deosebit și vreau să-l finalizez, să începem și să finalizăm asfaltarea drumurilor sătești comunale în jur de 4-5 km care sunt în program finanțați. Avem toate documentele. Mai avem nevoie două avize de la drumuri naționale și de la SNCFR, care ne-au întârziat oarecum. Nu ne-au întârziat, că până la urmă o să le obținem și le vom face. Am o mare dorință și o discuție cu colegul meu de la Hoceni, domnul Țabără, să începem studiu și proiectul pentru alimentare cu gaz. Deci ca să mergem în două comune, de fapt trei comune ar fi, să mergem până la Dimitrie Cantemir. Deci este un proiect ambițios. Da, care vrem să-l facem. Și după aia restul de lucrurile numai mărunte, că nu sunt mărunte, legat de școli, de aducțiunile de apă. Da, toate astea, deci, care sunt foarte importante și contează în momentul în care creăm condiții. Am uitat. Vrem să terminăm la Crețești de Sus acel centru social care este pe lângă biserică și unde vrem și sunt implicat, care va conta și ca un spațiu în care pentru acele forme de violență domestică. De combatere acestora. Da. Deci unde vom avea un spațiu asigurat pentru această chestie. Deci mergem înainte, sperăm că anul ăsta să-l finalizăm și pe ăsta. Domnule primar, să-l ducem la capăt. Da, idei sunt mai multe. Domnule primar, chiar astăzi ați primit vizita celui care execută lucrarea aducțiune cu apă în Crețești. Da. Când va deveni posibilă curgerea apei la robinet în casele crețeștenilor? Dorința mea este, și asta am explicat constructorului, ca în acest an să curgă apă în Comuna Crețești. Nu pot să promit
că va fi toată comuna sau satele care sunt incluse în proiect, rețetele de sus, vor fi în totalitate asigurate. Dar vreau tot așa să văd apă curgând la comuna Crețești. Bugetul nu a venit, încă nu știți cifrele, e nevoie de bani. Eu nu mă tem de buget, asta pot să spun, asta am și constructorul. Legat de el acum mai dinainte, să-mi spună cât ne încadrăm în sumele care sunt de la Ministerul Dezvoltării și dacă mai este nevoie, eu am toată convingerea că voi asigura banii. Apropo de PNDL 2, de continuarea lucrărilor, ce aveți în curs aici, în comuna dumneavoastră? În curs de efectuare a lucrării. PNDL 2 este asfaltarea, ceva 4 km, 5 km de drumuri, care vreau să-i fac neapărat anul ăsta. Avem declanșat o procedură tot pentru modernizarea de drumuri și îmi doresc în mod deosebit, bine, nu știu dacă o să fie dacă sursa de finanțare va fi pe 2 pentru căminul cultural. Deci este neapărat nevoie de un cămin cultural, da, în zonă. Obligatoriu. Este nevoie. Cum vă mai înțelegeți cu Consiliul Local? Cum mai se mai derulează activitățile, ședințele? Să spunem că s-au mai domolit niște lucruri. Suntem mai... Mai prietenoși. Mai concilianți. Concilianți, da. Concilianți. Da, ce vreau să mai fac anul ăsta, vreau să schimb, să mut primăria sau nu, parte din serviciile primăriei de aici la centru social care n-a fost și nu este funcțional. Îmi doresc foarte mult să mut acolo ca să avem, este altă, cum să vă zic eu, alt spațiu... Care se pretează. Se pretează pentru serviciile și deservirea populației și îmi doresc extrem de mult să-l transfer în acest an. Sper să reușesc și voi reuși. Vreau să fac un teatru de vară tot anul ăsta. Tot la Crețești. Da. Nu, unde vom face la nouă sedea primărie, facem și la Crețești, da, de jos, da, cum mi se mai spune. Da, cum se mai spune, da. Și îmi doresc foarte mult și din cauza că este, am semnale de la cetățeni și am avut și mai dinainte că își doresc ca acele serbări, festivaluri sau cum vreți să le spunem, ale comunității să mai fie încă să fie reînviate. Și îmi doresc foarte mult ca să le fac. Domnule primar, ați început și acțiunea de împietruire a drumurilor sătești. Da. Aici este vorba de... fără proiectul care îl avem finanțat din fonduri guvernamentale, am achiziționat o cantitate de material, 1000 de metri, și vreau să mai iau, pentru ulițele care sunt mai lăturanice, unde nu am intrat noi sau nu cum am intrat, nu putem intra cu asfaltare, dar unde să asigurăm un acces normal, corect, omul poate să circule și să... Da.
Pentru că și ei plătesc impozite. Da, dar nu este vorba numai de impozite, este vorba de faptul că eu merg pe ideea nu cât îmi plătești impozit. Este ideea că omul trebuie să aibă condiții civilizate. Și încercăm să le ducem la acele condiții civilizate. Cu echipa, da. Încă o întrebare și ultima, da. Domnule primar Viorel Savin. Echipa de fotbal. Iată, Crețești are o echipă, da, de fotbal. Este foarte, foarte bine că... Bun, eu am vrut să-i mobilizez, să se organizeze. Pe modul că nu primăria organizează numai decât... I-am convins, s-au organizat, am făcut o asociație sportivă, le asigur tot sprijinul din partea primăriei, în condițiile normal legale. Mă bucur că există, că suntem vizibili și prin această echipă de fotbal. E foarte bine. Ce pot să spun? Deci, sprijinul meu va fi total, deci în funcție de buget, de așa, vor avea tot sprijinul primăriei această asociație care doresc să existe ca entitate și ca echipă, ca tot ce... Da, este important. E bine. Domnule, e mers, mi-aș dori, mă pare rău, că eu am dorit să fac alt lucru. Mai de mult, fanfara de-al Crețești o revigorez. Din păcate, nu s-a nimerit. Un regret. N-a ieșit, da. N-a ieșit. Nu. Da, asta nu înseamnă că nu putem să reîncercăm. Este vorba de tradiții, vorba de... Că până la urmă aici ne ducem. Menținerea tradițiilor, menținerea identității comunității se duce și aici. Deci lucrurile astea contează și eu la asta țin.